Sindicaliștii bugetari critică modul în care guvernul a acționat și sunt sceptici în privința unei reușite care să conducă la ieșirea din criză și la o creștere a nivelului de trai. Liderul Confederației Naționale Sindicale, Cetatea Meridian, ne-a declarat că măsurile coercitive impuse vor conduce inevitabil la falimentul economiei și odată cu aceasta la o intensificare a mișcărilor sociale. Ne vom confrunta cu o problemă dramatică din punct de vedere social de data asta. Nu mai discutăm de criză economică, criză financiară, discutăm de criza socială, care va veni într-un timp cât mai scurt, cred că în 2 luni de zile, după ce se va materializa aceste reduceri de salarii în structura bugetară cu 25%, după ce se va pune în aplicare creșterea TVA-ului de la 19% la 24% și alte măsuri de impozitare a unor, active, a unor drepturi, cum ar fi dobânzile în bancă sau și alte măsuri care au fost luate de către guvernanți. Eu cred că în 2 luni de zile se va materializa și populația, atât a județului Dâmbovița, cât și populația din România, se va trezi la realitate. Pentru că nu se mai poate continua. De exemplu, eu nu pot să mai suport un asemenea nivel de trai dramatic ca persoană. Văd că nu se mai poate merge în continuare, pentru că dumneavoastră ați văzut foarte bine și populația vede foarte bine. S-au luat aceste măsuri de austeritate, aceste programe care le-au stabilit dumnealor, dar fără nicio acoperire de a completa bugetul statului. Pentru că aceste măsuri de austeritate trebuiau luate însoțite de o serie de măsuri de redresare a economiei. Și ce când spun redresarea economiei, trebuia să meargă pe variante de a găsi soluții, de a investi și a crea noi locuri de muncă productive. Pentru că numai producția aduce plus valoarea reală în România. Nu măsurile astea decât să iei de la populație. Trebuie să vii să completezi cu niște măsuri concrete de producție. Am distrus producția din județul Dâmbovița, mă refer industria, agricultura. În schimb, noi n-am pus absolut nimic în loc. Eu nu am văzut un guvernant care a stabilit aceste măsuri că vin cu lucruri concrete de redresarea economiei pentru a completa, pentru a reface bugetul statului atâta cât are nevoie. Prin aceste măsuri care le-au luat de reducerea salariilor bugetarilor, prin aceste măsuri care le-au luat cu creșterea TVA-ului și de ce? Nu se va opri aici. Se va continua cu reducerea personalului în structura bugetară, se va continua cu privire la impozitarea pensiilor, așa după cum s-a discutat, pentru că dumneavoastră ați văzut foarte bine ce se întâmplă astăzi în guvern. Au început să nu înțeleagă unul de altul.